Bine mai a regăsit, prieteni, adică domnul Joan vrea la Cotroceni. Doar că arată în ultima vreme niște scăpări de caracter incredibile pentru un om, nu pentru un candidat neapărat. da ce s-a întâmplat astăzi? Ați văzut investigația unor gazetari dintr-o formulă foarte respectabilă de presă, formulă globală, în care se arată că domnul Joan are niște legături, probabil conjuncturale, cu un domn Mănescu care are niște legături deloc conjuncturale cu un tip asociat imaginii lui Putin, care și face, oligar rus, da, face reclamă tuturor polcărilor lui Putin. Bun, bun. Acum asigur că domnul nu putea să iasă foarte simplu, să spună, domnule, eu cu Mănescu n-am nicio treabă, a fost într-adevăr, nu mă băgați pe mine în ecuația asta și cu asta basta. Ok. Și trecea totul. Adică omul, ce a domnului, conjunctura de unde să știu eu ăla cu cine își bea cafeaua sau cu cine n-ai afaceri, s-au băgat mult în, în, toată campania mea și precampania, pe care nu prea am recunoscut-o, dar știți foarte bine că mi a făcut o, o anumită imagine cu turnee prin țară, dar așa face un candidat la prezidențiale și cu asta basta. Iar așa asta basta. Bun. Doar că Mircea Joană vine și rea niște fake-uri despre gazetarul care a îndrăznit să-i strice puțin imaginea, amintind niște lucruri despre Atila Biro. Spunând că domnul ăsta era implicat, a fost implicat în asasinarea procurorului general al Bulgariei, niște fake-uri trântite și dovedite ca fake-uri. În momentul în care un Mircea Joană, fost secretar general, ajung la NAP, Candidat cu șanse de turul 2 sau poate chiar de prezidențial, de mers la Cotroceni. Da? Vine și uh, uh, se mocirlește cu asemenea feicuri. Păi asta mi-arată niște carențe de caracter incredibile. Bun, bun. Uh, vine în toată cascada cumva de gafe, începând de la faptul că uh, s-a luat de starea de sănătate. A fostului președinte Traian Băsescu, până la bâlbele legate de vizita aia din 27 aprilie 2009, vizita aia secretă la Moscova, despre care a aflat ulterior inclusiv ministrul de externe de atunci, Cristian Diaconescu. Adică tu ești președintele Senatului și nu, și nu dai o notă, am fost acolo, mă duc acolo, voi discuta asta. Mai mult decât atât, te duci într-o vizită intermediată de un tip golovin, da, care are legături sau avea, dacă nu a murit între timp, ok, legături cu FSB-ul, cu KGB-ul rusesc. Sunt foarte multe necunoscute. Dar impresia generală, tabloul general este că Mircea Joana este extrem de nesigur, instabil. Așa îl caracterizaseră într-o telegramă din 2008 da? cei de la ambasada britanică. public, Instabilul. Pentru că el vine mereu și, și, cumva vrea să se distanțeze de politică, în același timp ținând cu dinții și cu unghiile de politică. A făcut așa și în 96, când, deși eram PSD, i-a trimis o scrisoare de felicitare președintelui Constantinescu când a câștigat, spunând că în sfârșit democrația există, etc., etc., și blamându-și șeful pe Ion Iliescu. Am asigur, Ion Iliescu este de blamat. Dar aici mi arată niște probleme de loialitate. A, vrei să-l blamezi pe Ion Iliescu și ești în PSD? Prima dată îți dai demisia din PSD și apoi îl blamezi. Așa, pe ascuns, mi se pare că ai o problemă. Că ai rămas în continuare sub pulpana da, lui Ion Iliescu. Face niște gafe cumva și sunt convins că astea vin din caracterul lui nu îi le spune niciun consilier dacă o avea consilier de imagine. Pentru că un consilier de imagine, acum, dacă ar, fi, dacă ar avea un consilier de imagine bun, l-ar fi retras cumva din toate, din toate uh, enigmele, din toate ecuațiile realității politice din România, tocmai ca să arate, domnul, este independent, vine dintr-o uh, structură extraordinară, niciodată vreun român n-a mai ocupat o asemenea funcție da? într-o organizație internațională, de la Titulescu încoace cu Societatea Națiunilor, nu a mai avut da, o astfel de funcție dată, pusă la dispoziția unui român. Și totuși, încep să ai uh, niște tremolouri. Ok, hai să-i zicem că nu fi fost cu rușii, că totuși la NATO trebuie să fie un dosar de un metru jumate da, ca să vadă oamenii aia și ce ai uitat că ai făcut. Să zicem, sau, vinații și spun, pe săi domne că era o poziție care era pentru România, și Viorica Dăncilă l-a propus, a fost o înțelegere politică, aibă să aibă și românii o chestie de asta. Mă rog, aici aș merge un pic mai puțin pe treaba asta, pentru că nu pot să cred că și în cadrul NATO există astfel de, de uh, uh, legături. Ai, domnule, ai propune pe cineva. Și Viorica Dăncilă, în imensa înțelepciune, îl propune pe Mircea Joana. Bun? Bun. Ce se va întâmpla de acum acolo? Eu cred că domnul Joan va scădea în sondaje până la nivelele 3-4. Da. Domnul Joan a pornit așa ca un fel de, de outsider care a ajuns într-un pole position. Sigur, era singur pe pistă. Niciunul dintre cei de astăzi care își depun candidaturile la Biroul Electoral Central nu au certificat într-un fel sau altul, nici măcar prin discursuri, că vor să, vor să participe la concursul pentru Cotroceni. Domnul Joana era singur pe pistă, pole position, armăsar, pur sânge, etc., etc., o fandoseală incredibilă. când ești singur, poți să vorbești ce vrei. În momentul în care a intrat în competiție, a început să-i să, -i, să -i scape comorul de sub picioare. A început cu gafele. Și gafe care nu sunt scuzabile. Putea să fie, nu știu, Ion Iliescu, nu Traian Băsescu, putea să fie oricine. Băi, poți să vorbești despre câte prostii au făcut în politică. Poți să vorbești despre gafele lui, despre faptul că a fost sau nu eficient. Dar să te e de sănătatea unui om. Asta mi se pare dezagreabil. Și domnul Joan începe să-și dea măsura adevăratului caracter pe măsură ce vin provocările. Eu mă întreb ce o să fac în campanie electorală. Pentru că, ok, nu poți să-mi spui tot timpul, domnule, este un complot al Rusiei și știți, eu am fost secretar general al Jun și acum Rusia vrea să mă discrediteze. Mă nu cred că vrea să te discrediteze. Un tip care a fost într-o vizită secretă, Mistere, Moscova, 2009, întâlniri cu tot felul de consilieri de-a lui Medvedev, Medvedev ăsta de acum, da? Care zice că dă cu bomba noi. Nu, nu cred că nu te cunosc ruși așa de bine. Dacă ți-au spus britanicii că ești instabil și te-au caracterizat, eu nu cred că rușii au alt cuvânt pentru tot ce înseamnă harababura asta caracterială. Bun. Pe de altă parte, vine și spune, domnule, eu o să cer NATO să investigheze dacă FSB-ul, KGB-ul ăla nenorocit al rușilor, are ceva cu mine. Cum să cer NATO? le cere oficialilor NATO să investigheze problemele tale din campanie electorală? Adică avem o problemă. Sigur că rușii în mod normal n-ar fi fericit să, să, vadă un, un, oficial NATO în fruntea unei țări. Aici are dreptate. Dar problema este de joană, nu de oficialul NATO. Pentru că Joana, de când a ieșit din, din pielea asta de oficial NATO, s-a românizat extraordinar de repede, într-un rit incredibil. Da, și s-a românizat când zic s-a românizat, vorbim despre românizat în sensul politic al cuvântului. Iaca, am inventat o, o șmecherie nouă în limba română. Adică a devenit politicianul român. Nesigur, tot timpul flambat, tot timpul în căutare de noi explicații. Nu este în stare să dea explicații normale. Bă, mă, uit la, mă uit și la Ciolacu, mă uit la Ciucă, mă uit la Lasconi, mă uit la o grămadă de oameni, dești, la Cristi Diaconescu. Oameni care vin și spun, ok, da, asta sunt, asta am făcut. Pentru că Joana merge pe ideea asta a celor, a luzărilor. Știi cum apar luzării în politică? Luzării sunt cei care vor să ia 100% din voturi. Și atunci sunt atenți și la ăla, și la el, și la el. Tu ce vrei să auzi? Eu vreau să aud despre brichet albastră. sigur, poftim un brichet albastră. dar tu, eu aș vrea să aud despre mașina roșie. Sigur, uite despre mașina roșie, pot să-ți spun. Și tu ce ai vrea, dragul meu? eu vreau să ascult despre ceva despre tocană cu mămăligă. Uite, imediat îți dă totul cu imediat, imediat îți dau tocană cu mămăligă, rețetă perfectă. Adică dă din toate pe, pentru toți și de fapt este foarte gol pe dinăuntru. Luzării asta fac. De aia o să vedem întotdeauna oameni controversați, pentru că nimeni nu ia 100% din voturi. Dacă e 50% din voturi, ești best of the best. Și în turul 2, evident, dacă e mai mult, Iarăși best of the best pentru 50 de 51 în sus la sută, și o să fiu lupul cel rău pentru el la 49. Joana nu pricepe chestia asta. Și am impresia, este o impresie personală, că Joana este atât de plin de sine, mă rog, de funcția care l-a gonflat, l-a gonflat, l-a gonflat, încât pur și simplu în, crede că nu mai are nevoie de consilieri. Nu mai are nevoie de ideile oamenilor care sunt un pic așa mai jos în realitatea aia, care e așa, Aerul la normal, fără oxigen are refiat. Ăsta este omul. Își dă măsura caracterului lui. Dintr-o dată, speriat că nu câștigă tot. Dintr-o dată, uh, fugi, uh, plecat după fiecare vot, în fugă, la 100 de metri garduri, nu cumva să-l piardă și pe el. Cât de ușor ar fi fost să vii să spui normal. Da, domnule, a lucrat la mine, l-am dat afară. I-a spus, îmi pare rău trebuie să pleci. Nu am mai lucrat de mult, e ok. Ce să fac? Ce să-i știu pe toți? Nu e în stare să spun asta. Pentru că la el cuvintele întotdeauna poartă o încărcătură. Da? Se numește miză personală. Și atunci când ai miză de la personală și ești obsedat de el, da, din obsesia asta îți faci o ostentație în fiecare zi să câștigi ceva, să câștigi ceva. Nu poți băieți așa. Comparați-l pe, pe Mircea Joană cu Cristian Diaconescu. Amândoi, nu-i așa, foști miniștri de externe. Da? Amândoi relaxați, vorba vine la Mircea Joană, dacă este vorba de politică externă. S-ar la Cristian Diaconescu. Ok, și el a făcut două, trei gafe, etc., câte au făcut. Dar este de o mie de ori. Mai bă, bă, este peste Mircea Joană. Mă uit la toți ceilalți. unii unul e mai deștept, altul e mai puțin deștept. Altul e cu crucea, altul e cu buză, altul e cu armata, cu nașia, Ok, dar pe niciunul nu văd atât de rânced în, în, în felul în care vrea să-și câștige votul. Sigur, se fac mișmașuri, se fac contrapieduri, îl vezi pe la că minte, îl vezi pe la că nu știu cum, dar nimeni nu merge pe, pe, pe calea lui Mircea Joana. Da, au scris ati la bira despre, despre mine, băi, tu ai vrut să-l omori pe, pe uh, procuror general al Bulgariei. Domnul, este un fake. Păi dacă tu, care ai acces la informații, că ai fost dita mai, ăla din NATO, te duci spre fake-uri. Păi nea Vasile de la țară, ce să facă tată? Ce să facă? Dacă tu achiese, dacă tu mergi către, către fake-uri, omul simplu de unde să le ia? Dacă tu nu ești în stare să, să faci diferența între un fake și realitate, îi ceri omului ca să ce? Despre asta e vorba, băieți. Doar despre caracter. Foarte, foarte, foarte mic. Cât un pitic de grădină de la Cotroceni.